18 octombrie. Azi îl pomenim pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, fiind unul dintre cei 70 de apostoli. Era de neam din Antiohia Siriei și din tinerețe s-a deprins la înțelepciunea greacă și la medicină, ajungând un doctor iscusit. Deprinzându-se cu învățătura evreiască, a mers la Ierusalim. Între aceea vreme, Domnul nostru Iisus Hristos, petrecând pe pământ cu oamenii, semăna sămânța cuvântului mântuirii, care, căzând și în inima lui Luca pre un pământ bun și răsărind, a adus rod însutit, pentru că a învățat a cunoaște pre adevăratul Dumnezeu, a crede în El și a învăța și pre alții credința. În calendarul pastoral e ziua lupului, sărbătorindu-se lucinul, considerat a fi o divinitate protectoare a lupilor. Copiii bolnăvicioși sau slăbiți fizic primeau în această zi un nume nou, cel de lupu, pentru ca bolile să nu-i depisteze, aceștia fiind de acum în permanență sub ocrotirea lupului.